Bună seara, prietenii mei selectivi! Ca de fiecare dată, duminica la ora 18, vă mulțumesc că sunteți la Selectiv cu Dan Bucura. Și pentru a vă arăta recunoștința, totdeauna încerc să pregătesc lucruri inedite, să vin cu noutăți, să vă aduc în față lucruri pe care sunt conștient că doriți să le vedeți. E bine, cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați întrebat de-a lungul timpului, la fel ca și mine, cum se face că de ani de zile garnituri întregi de miniștri ce s-au perindat pe la muncă, n-au fost capabili să bagi odată în sistem toți românii și dosarele lor de pensionare. Undeva la 4.800.000. Da, nu e mult. Dom'le, să iei acele dosare, să le bagi într-o bază de date, într-un calculator și să elimini inechitățile astea sociale. Repet, eu m-am întrebat lucrul ăsta și știu că și mulți dintre dumneavoastră, și nu doar cei care sunt deja la pensie, ci și cei care vom ajunge la un moment dat la acest moment, da? Să fim într-un sistem echitabil. E, astăzi am făcut un demers, sper eu, util, am tot dorit să fac lucrul ăsta, l-am prins pe ministrul muncii, pe Marius Budăi, l-am luat, așa pe românește, și am zis, dom'le, vreau să descind și eu, da? Un termen... poate așa prea dur, dar vreau să descind și eu în camera aia unde țineți dosarele. Sigur, era greu să mergi în toate județele. Am mers la București, la Casa de Pensii București, acolo unde îmi imaginam că există așa niște metri cubi, niște tentacule de astea, greu de apucat, să le vâri în mașinăriile astea numite calculatoare, să le pui pe hard disk. Nu e chiar așa. O să vedeți un material extrem de interesant, zic eu. Nu e nimic imposibil, nu e ceva de nerealizat și cu toate astea, așa cum v-am spus, mulți miniștri de la muncă ne-au promis această himeră, da, vom face, vom recalcula, au fost mulți, nu-i mai enumer acum, lasă-i să stea liniștit, să bucure de weekendul ăsta. Dar miniștrii care, repet, ne-au promis că fac și drept. Și Marius Budăi, nou ministru, a venit cu aceeași promisiune, undeva la sfârșitul anului va fi gata. Să-l credem, să nu-l credem, nu știu. Noi lucrăm cu materialul clientului, am luat de bună ceea ce a spus ministru și ceea ce urmează veți vedea. Eu cred că o să vă placă. Un material extrem, extrem de interesant, prieteni dragi. Haideți să-l vedem! Dragii mei, așa cum am spus, suntem la Casa de Pensii a Municipiului București, unde încercăm să intrăm în tenebrele acestor dosare, în povestea cu digitalizarea, să înțelegem și noi de ce de ani de zile tot vorbim de o recalculare, de nedreptăți, dar de fapt metri cub de hârtie stau undeva, în loc să stea în două calculatoare, stau în camerele de aici. O să vedeți, iată unde vine și domnul ministru Budăi de la muncă, să intrăm alături de dânsul, să vedem până la urmă care e, așa cum am spus, care e treaba cu aceste pensii, cu aceste dosare. Bună ziua, domnul ministru. Domnul ministru, mulțumesc că ați acceptat provocarea. De fapt, dumneavoastră ați spus-o și în direct într-o emisiune la B1 TV că vom face această descindere. Vrem să intrăm și noi în tenebrele astea a dosarelor, a locului unde sunt pensiile astea ținute. Ce ne purtați și pe noi acolo astăzi? Mergem, mie nu-mi place să le spun tenebre, mi-e place să le spun spațiile noastre de producție, pentru că acolo avem colegi. Eu le-am spus tenebre pentru că vorbim de 7-8 ani de introducerea lor în niște aparate, în niște sisteme informatice și tot sunt au dosare. Au fost etape succesive, vă explic în unul despre ce este. Cam asta este una din țările unde... Trebuie să ne înțelegem, aici vin dosarele de undeva și doamnele, domnișoarele... De undeva din arhivă. Le introduc în sistem, nu? Sau cum? Haideți să înțelegem. Vă rog. Deci vă explicam că au fost trei legi de bază aici. A fost legea 13, legea 19, legea 263. De la legea 19 am avut primul program informatic. S-a lucrat în Fox. A fost un program... mai vechi. Bun atunci, da, la vremea respectivă, dar învechit. La legea 263 am avut EPBAS-ul, un alt program. S-a făcut migrare atunci între date. Au fost updatări și recalculări repetate la unele dosare. Acum ne pregătim practic pentru ceea ce înseamnă reformă, și anume separarea datelor și a stagiilor de cotizare, care au fost stagii, le separăm în stagii contributive, stagii asimilate, separarea sporurilor, cele care au avut caracter permanent de cele care n-au avut caracter nepermanent, care au avut caracter nepermanent, astfel încât în momentul în care, în urma derulării contractului de asistență cu Banca Mondială, vom avea
legea 127 îmbunătățită, dacă noi găsim ceva de îmbunătățit, ca să înțelegem un pic tehnic, să duc finalul, atunci noi vom fi în, în posibilitatea să trecem practic la recalculare. Asta este o etapă primitoare recalculare. Toate trei etapele și softurile amintite de dumneavoastră presupun de fapt crearea unei baze de date, corect? Aici în acest dosar, da, nu să îl deschidem, e o persoană. Nu, da. Deschidem, sunt date, nu, cu caracter. Nu, e o persoană, un nume, cu datele domniei sale, cum a lucrat, tot cât a lucrat și a contribuit de-a lungul vieții. Ideea este ca pe această persoană să o băgăm pe un hard disk și oriunde cineva, instituțiile statului, care au nevoie să acceseze datele domniei sale, să o facă de la kilometri distanță. Avem deja o parte din dosare la început care au fost preluate sau preluate în mod automat, în mod informatic. Aici avem dosare care sunt mai vechi, care n-au fost introduse. Acum facem practic preluarea lor, exact cum v-am explicat cu separarea datelor. Undeva până în 5 milioane de dosare sunt cu totul. 4 milioane. Avem 4,8 milioane. Deja la nivel de țară am preluat 3 milioane de dosare. Bun. Ca să terminăm cu camera asta secretelor, cum îmi place mie să zic. Deci, am mai discutat și pe alte mandate ale altor miniștri de această bază de date, de digitalizare asta, de nu știu. Pe mandatul nostru, concret, aceste 4.800.000, în cât timp o să fie într-un calculator, așa, pe un, o formulă europeană a vremurilor nostru noastră? Este 31 decembrie acest an. Noi spunem că ne încadrăm, dar dacă există posibilitatea să depășim acest termen, doar cu acele dosare care sunt mai grele și mai vechi și nu au fost niciodată într-un format electronic. Bun. Dragii mei, ați văzut, am fost alături de ministrul muncii, domnul Marius Budăi, în camera secretelor, cum am denumit-o eu, în locul unde, aici, la București, dar același lucru se întâmplă, cred, și o să ne explice domnia sa în continuare, în toată țara, unde filă cu filă dosarele aceia, metri cub de dosare, 4.800 de persoane sunt băgate să avem și noi în sfârșit acel sistem informatic digitalizat în care să apeși un buton și să-l vezi pe Ionescu, Popescu, Georgescu, cât a muncit, cum și unde. Domnule ministru, mulțumesc încă o dată de găzduire. Haideți să intrăm în pâine. Deci, eu am spus și sper că nu greșesc. Același lucru ar trebui să se întâmple în toate județele, nu? În toate casele teritoriale de pensii din România se întâmplă același lucru. Avem personal angajat, personal pe care îl plătim din PNRR. Avem tot ce înseamnă infrastructura, de la birouri, scaune, calculatoare achiziționate prin PNRR, deja montate, se lucrează. Din cele 4,8 milioane de dosare, după cum vă spuneam, 3 milioane deja sunt preluate și așa cum am explicat cum se lucrează pe ele. Targetul nostru este 31 decembrie, sperăm să ne încadrăm în acest target, astfel încât să fim pregătiți ca odată cu reforma asumată prin PNRR să putem efectiv să începem să implementăm și legea. Acum, pentru cine nu știe, foarte pe scurt o să vă rog să precizăm de unde dezechilibrele astea. Avem situații în care același om, în același loc de muncă, sau mă rog, cu aceeași tipologie, la Sibiu este cu o pensie, la București cu alta, sau chiar același, în același județ. De ce discrepanțele astea? Sau toate lucrurile? Deci, poate nu fi s-au așa luat sporuri în calcul, nu apar în sistem. Poate fi așa o chestiune, dar nu înseamnă că dacă în același moment ieși la Sibiu și la București, trebuie să ieși cu cuantum mare de pensie diferite. Nu, dar există și cazuri de genul ăsta. Sunt următoarele chestiuni. Așa cum vă explicam, de-a lungul de foarte mulți ani în România au fost trei legi de bază ale pensiilor, până la apariția legii 127. A fost legea 3, legea 19, legea 263. La aceste trei acte normative au intervenit foarte multe modificări, cu amendamente în Parlament, cu ordonanțe de urgență, s-au modificat legile. S-a ajuns la situația în care, din cauza faptului că s-a ieșit la date diferite la pensie, s-au folosit diferite stagii de cotizare și alt mod de calcul, suntem în situația în care avem aceste inechități în sistem pe care ne le dorim, în primul rând, aceste inechități să le rezolvăm prin, și practic dacă era implementată legea 127, s-ar fi văzut că noi acolo eram, inechitățile ar fi fost rezolvate. Suntem acum în acest pas, introducem aceste date, separăm datele contributive de perioadele asimilate și tot ce înseamnă sporuri. Ne pregătim ca atunci când încheiem acel contract de asistență tehnică cu Banca Mondială, noi practic să putem implementa într-un termen foarte scurt noua lege.
Au mai vorbit și alți miniștri de digitalizarea asta dosarelor. Nu s-a întâmplat nimic. Acum, teoretic, sunt banii din PNRR. Ați promis acest termen până la sfârșitul anului, că o fi o lună, două, trei depășit, nu ar fi o problemă, dar o să avem până la urmă acești 5.000 de oameni, 5 milioane, iertați-mă, băgate într-un calculator? Cu siguranță o să avem și cu siguranță aveam șac până acum. Nu aș vrea să mă leg de termenul ăsta digitalizare doar pentru că dă bine. Am spus că am avut programe informatice și până acum. Nu înseamnă că până acum lucrătorii din casele de pensii lucrau la PIX și adunau la PIX. Nu, era program informatic. Am explicat de foarte multe ori că o majorare a valorii punctului de pensie, practic, printr-un click de la București se calculau toate pensiile, introducând în programul informatic noua valoare a punctului de pensie. Însă acum ne dorim să mai urcăm un pas, să digitalizăm total, să avem un nou program informatic, să avem o nouă infrastructură informatică care să poată prelua datele într-un mod mult mai simplu, astfel încât în momentul în care intervine o modificare la dosar, să spunem că cineva a ieșit astăzi la pensie și mai lucrează încă un an de zile, în acea perioadă, bineînțeles că el contribuie în sistemul de asigurări sociale și ulterior are dreptul la recalcularea pensiei, să putem implementa această recalculare într-un mod mult mai simplu. Ministru, sunt oameni care îmi scriu că nu-și mai găsesc documentele de muncă și ca urmare a faptului că arhivele au fost distruse. Oamenilor acestora ce le spuneți sau ce îi sfătuiți? Aici este o problemă foarte mare. În general, nu se găsesc anumite adeverințe de sporuri sau de încadrare într-un grupă de muncă. Sau și-au pierdut, și-au rătăcit cărțile de muncă pe parcurs. Există prevederi legale aici. Avem problema cea mai mare ar fi acolo unde nu mai există angajatorul absolut deloc și arhiva a fost efectiv distrusă. Avem aici și aici o procedură, se poate face o acțiune în constatare în instanță cu doi martori. E un pic mai greoare, un pic mai de durată. În general, în instanțe, litigiile pe muncă se rezolvă într-un termen mai scurt. Dar, repet, avem posibilitate să facem această reconstrucție a unor documente care au fost rătăcite. În povestea asta cu modificarea legii pensiilor, ne ajută pe noi, România și Banca Mondială, într-un contract de consultanță. Pe bani mulți. Apropo, cam câți bani? Păi nu-i pe toți banii aia care au fost prevăzuți acolo. Au fost prevăzuți 4 milioane de dolari. Am spus și când eram în opoziție și era normal să fac și același lucru când am ajuns. Am onoarea, eu așa consider să fiu a doua oară ministru în Guvernul României. Erau prinși 4 milioane de dolari. Practic, consultanța ne costă 1,5 milioane. Deci trebuia să le dăm 4 și le dăm 1,5. Bun, haideți să rămânem la 1,5 și să discutăm un pic de povestea asta. Deci Banca Mondială ne dă o consultanță pe această modificare. Lucrăm deja cu Banca Mondială de câteva luni de zile. Pe dumneavoastră v-am auzit încă de la începutul mandatului, acest mandat, vorbind despre faptul că, în principiu, aveți la bază legea 127, făcută de un alt ministru, coleg de-al dumneavoastră de partid, doamna Olguța Vasilescu. Deci, dacă legea asta este bună și lucrați pe ea, atunci eu vă întreb, bun, și diferența asta pentru un milion și ceva, la ce o mai dăm? Adică, pentru modificările astea la legea 127 ne costă 1 milion și ceva. Același lucru m-am întrebat și eu în momentul când s-a scris PNRR, nu am primit niciun răspuns. Suntem în această asumare pe care și noi reprezintă o scuză, nu am scris-o noi cei de la PSD, am criticat-o de atunci, o spun și acum că nu sunt de acord cu ea. Respectăm, nu vrem să punem sub nicio formă în pericol implementarea PNRR. Sunt lucruri care s-ar putea să ne ajute, să vedem pe parcursul a tot ceea ce înseamnă derularea acestei consultanțe. Am format, să spun așa, un comitet tripartit format din Guvernul României, reprezentat de Ministerul Muncii și Casa Națională și Comisia Europeană și Banca Mondială.
Am avut surpriza plăcută să primim din partea Băncii Mondiale un specialist care într-adevăr să ne facă această analiză la nivel internațional și în ulterior la încheierea acestor să avem și niște livrabile cu analize comparate și cu tot ce se întâmplă la nivel internațional prin sistemele de pensii. Analizăm în același timp și legea 127, așa cum ați spus. Căutăm lucrurile care ar putea fi îmbunătățite, nu spunem că am făcut noi atunci PSD o lege perfectă, noi atunci așa am lucrat. Și vreau să vă spun un lucru care l-a spus și colega mea Olguța Vasilescu, dar l-am spus și eu de foarte multe ori. Legea 127 a fost lucrată cu acești oameni pe care i-ați văzut astăzi aici. Fiecare casă teritorială de pensii, fiecare din toate județele din România, li s-a solicitat directorilor de atunci să trimită cel mai bun om pe pensii pe care îl consideră și pe care îl au la nivelul casei teritoriale. S-a făcut un grup foarte mare de oameni. Eu personal știți că am fost director unei case teritoriale de pensii în județul Botoșani, la mine acasă. Și acești specialiști au lucrat la lege. Noi PSD am susținut-o. Noi când am introdus acele modificări de valori de punct, de tot ce aveam noi asumat în programul de guvernare în 2016 cu dublarea valorii punctului de pensie până în 2020, oamenii din sistem au venit și ne-au spus: dacă tot vreți să faceți o altă lege, n-ați vrea să lucrați împreună cu noi, cei care lucrăm în casele teritoriale, și să rezolvăm și inechitățile și problemele din sistem? Am fost extrem de deschiși atunci și am lucrat cu ei și avem această lege. Eu acum în deplasările pe care le fac prin țară am solicitări de la colegii mei și îmi spun: domnul ministru, apărați legea noastră, că este legea noastră. Asta voi face, am stabilit cu ei clar și deja am preluat o parte din specialiștii din țară care să lucreze și să fie deja introduși în acest comitet de care spuneam de lucru împreună cu Banca Mondială și în discuțiile cu Comisia Europeană. Lucrăm, suntem în analize, în 2-3 săptămâni, așa cum am anunțat, voi invita și sindicatele în aceste discuții, pentru că nu vreau să repet greșeala care s-a făcut la scrierea PNRR. Atunci la scrierea PNRR, știți că din păcate societatea civilă și partidele din opoziție au fost excluse. Eu nu vreau să fac această greșeală, va fi propunerea dezbătută în Parlament în așa fel încât și colegii de la alte partide să poată veni cu inputurile dumnealor dacă doresc, cu criticile, cu inputurile, și să avem totuși o lege care să fie comun acceptată. M-ați provocat discutând și dumneavoastră, și eu amintind mai devreme mandatul colegii dumneavoastră Olguța Vasilescu. Mi-amintesc că în perioada sa, când vorbeam de aceste noi modificări, legi și așa mai departe, s-a adus în discuție chestiunea unor consultanți fiscali, vreo 35.000 de consultanți fiscali care or să ajute gospodăriile, se creează atunci o psihoză, cum o să ajungem la consultanți. Consultanții aia urmau să ia cumva, nu birocrația, dar costurile din sistem. În loc să mergem la ghișeu, să stăm, să închinuim acolo la oameni, mergeam la consultantul ăsta fiscal. Ce s-a mai întâmplat cu proiectul ăla? Ala nu e parte din... Nu e parte din legea pensiilor. Nu e. Apropo, de ce vă spun lucrurile astea? Sunt lucruri care n-au legătură. Eu înțeleg schimbările astea de garnituri la nivel de miniștri. Vine un partid, vine altul, dar aici vorbim de același partid, de aceeași viziune. Deci doamna Olguța Vasilescu ne vorbise nouă românilor despre acești 35.000 de consultanți. O să-i mai avem în viața noastră? A fost atunci o discuție, dacă vă aduceți aminte, discuția a fost mult mai largă și a fost și anume pe acel venit. Da. Impozitul pe venitul global, a fost o gândire fiscală atunci care nu a fost agreată nici de colegii din opoziție, s-a abandonat acel lucru la acel moment. Când discutam despre tot ceea ce înseamnă venitul unei familii și măsurile care ar fi urmat ulterior, deducerile care ar fi urmat ulterior, probabil când se va discuta de o nouă aranjare fiscală se va regândi acel lucru. Știți care e problema? Acum vă spun cu toată sinceritatea. Noastră vorbiți bine, aveți o viziune, ne spuneți ce vreți să faceți. Poate peste 3 luni, 6 luni, un an, să nu fie așa, nu o să mai fiți aici. Poate și vine mâine altcineva, ori un coleg de-al noastră, ori din alt partid și așa mai departe. O să ne spună că ceea ce ați construit sau ați vizionat dumneavoastră astăzi nu se mai implementează. Așa a fost și cu chestiunea aia. De asta v-am întrebat. Am zis: domne, gata, vin consultanții ăștia, deja ne gândeam să ne este la ei, medici, noi medici de familie în
domeniu fiscal. Este o mare problemă a societății noastre și de asta, dacă ați fost foarte atent, eu am spus foarte clar că în această reformă, exact pentru a preîntâmpina ce spuneți dumneavoastră, din această reformă îmi doresc să facă parte și colegii mei din opoziție și partenerii sociali. Ca odată ce vine altul după noastră să nu poată spune nu, asta a fost o prostie, nu sunt exact de acord cu ea, nu mai fac. Exact. Da, așa ar fi corect. Din păcate, în ultimii 32 de ani continuitatea asta la guvernare... Am spus public de mai multe ori acest lucru și o să vedeți, am discutat cu sindicatele, am discutat cu domnul Costin, cu domnul Hosu, cu alți reprezentanți ai sindicaliștilor la nivel național, dar și la nivel local pe unde am umblat prin țară și am spus foarte clar că mi-i doresc parteneri în această reformă, mai ales pentru că avem câteva lucruri foarte grele de discutat acolo, chiar la nivel cu Comisia Europeană, și mi doresc să am parteneri. Și de fapt, să știți, vă informez că la nivel de Uniunea Europeană, ETUC este cel mai înalt reprezentant al sindicatelor din Uniunea Europeană, deja a trimis Comisiei Europene o scrisoare oficială de susținere a ceea ce eu spun că trebuie schimbat în PNR. Apropo de schimbări, acum vă pun și o să dați din casă la anul, se va schimba premierul cu rotația la guvernare, rotativa, cum o denumiseră mai mari politicii. Probabil o să vină domnul Ciolacu sau o să dați premierul noastră PSD-ul. Se va schimba și garnitura de miniștri în sensul în care PSD-ul pierde Ministerul Muncii și îl dau liberalilor sau invers? Sau se schimbă doar primul ministru? A fost o negociere atunci la nivel de coaliție, când au spus că se vor schimba, probabil se schimbă primul ministru cu secretarul general, cred, regulă, guvernului. Coaliția în acel moment va lua decizia și cu siguranță pentru va că dacă face schimbăm publică și portofoliile, nu zic neapărat în cazul meu să dai, bulversăm și vin alții cu alt management, nu o să înțelege nimic din cei 3 ani de guvernare. Nu, chestiunea este că noi avem un program de guvernare care cu siguranță va fi updatat în momentul, în acel moment, și așa cum implementăm și acum, fiecare ne ținem de programul de guvernare și implementăm și dăm și la parte coaliției cu ceea ce lucrăm periodic. Apropo de așteptări sau false așteptări, cum le denumesc unii, aveți 9 luni și ceva, nu? 10 luni de când ați revenit la guvernare. Unde e acel 40% procentul ăla de majorare a pensiilor? Am spus, da, s-a întâmplat, dacă vedeți, la pensia minimă deja s-a întâmplat acest lucru, mai avem de lucrat la valoarea punctului de pensie. Vă duc aminte că la 1 ianuarie am majorat punctul de pensie cu 10% și pensia minimă cu 25%. Am spus atunci, în momentul când am format această coaliție, când practic am acceptat să intrăm la guvernare, nu într-un moment foarte ușor pentru România, nu anticipam atunci că o să mai avem și la graniță un război care cu siguranță are și implicații economice. Am spus că ne luăm 120 de zile să anunțăm un calendar de implementat. Ulterior a venit și a intervenit nevoia implementării acelor pachete sociale și economice în mod repetat. Lucrăm acum iarăși la un pachet social și economic. A anunțat foarte clar președintele partidului că va urma o nouă creștere a pensiilor. Ne așezăm, suntem la masă, pachetele sunt pe final, se vor discuta, va fi o ultimă discuție în coaliție și eu cred că într-un termen cel mai scurt vor fi anunțate și măsurile. Dar vom ajunge efectiv la cele 40% sau mai crește puțin și... Haideți să fie luată decizia în coaliție și cu siguranță vom comunica și vedeți că noi am încercat un pic în acest an, dificil, dar nu ne ascundem cu acest an că este un an dificil, nu ne scuzăm cu asta, că nu ne ascundem și nici nu ne lăudăm cu măsurile pe care le-am făcut și le-am implementat. Noi am fost în acest an, am preferat să fim proactivi. În momentul în care anunțăm ceva, să trecem și la implementare. N-am stat să vedem în timp de jumătate de an de război ce se întâmplă cu economia României. Am preferat, la nivel de coaliție politică, să scriem, să gândim măsuri, să luăm decizii și ulterior să trecem și la implementare. Așa s-a întâmplat cu pachetele succesive și, repet, am făcut, din punctul nostru de vedere, am făcut o susținere echilibrată între social și economic. În momente de criză,
Nu trebuie să mergi pe austeritate. Știm foarte clar că austeritatea din 2010 ne-a făcut foarte mult rău. A revenit ulterior și Fondul Monetar Internațional și a spus că austeritatea în momente de criză nu este un lucru bun. Am gândit acele măsuri economice și acele măsuri sociale astfel încât să avem o susținere echilibrată și a tot ce înseamnă mediul privat. Și aici pot să vă dau o altă veste și cred eu că va fi, și sunt sigur, nu cred că va fi o veste bună pentru mediul de afaceri. Am solicitat la rectificare și știți că rectificarea a fost una pozitivă și Ministerul Muncii a primit o sumă consistentă de bani pentru a asigura tot ce înseamnă partea de asistență socială, dar pentru a avea și ceea ce înseamnă măsurile de încurajare a ocupării. Suntem în ipostaza acum în care nu avem nicio problemă să ne plătim convențiile încheiate, convenții care se referă la angajarea de tinerniți, la formarea de ucenici la locul de muncă, la angajarea șomerilor de lungă durată sau persoanelor, de exemplu, care mai au 5 ani până la pensie, sunt acele categorii de angajați care sunt de așa definiți categorii greu angajabile. Ne dorim aici să sprijinim în primă fază mediul de afaceri și să-și apere locurile de muncă existente, ca ulterior, imediat în luna septembrie, chiar astăzi la ora 14 o să am o videoconferință cu toți directorii de AJOFM din țară și cu președintele AUNEOFM, pentru că rectificarea a trecut, imediat după procedurile legale de după rectificare și acele proceduri sunt în îndeplinire acum în aceste zile și imediat să trecem la încheierea de noi convenții. Asta ce înseamnă? Încurajarea mediului de afaceri să mai creăm noi locuri de muncă, să mai atragem tineri pe piața muncii, să ne formăm ucenicii, să ne formăm tot ceea ce înseamnă personalul calificat, să sprijinim mediul de afaceri, să creăm locuri de muncă, dar să și califice personal la locul de muncă. Subvenția este, spunem noi, una consistentă, 2250 de lei pentru fiecare angajat lunar pe perioada când, de exemplu, ucenicia, în funcție de complexitatea meseriei respective, poate dura de la 1 până la 2 ani. În toată acea perioadă de 2 ani, de exemplu, dacă formăm un, știu că am studiat un caz pe mecanic auto, 2 ani de zile lucrează. În tot acei 2 ani de zile, angajatorul, dacă are 2 sau 3 ucenici, primește 3 ori 2250 de lei înmulțit cu 12 luni. Și de ulterior an, iarăși 12 luni. Da, apropo că iarăși m-ați provocat, am studiat și eu chestiunea legată de legea venitului minim de incluziune, da? În ședința de vineri, probabil că va trece cu modificările. Sigur va trece și da. Vreau să vă spun că este o reformă asumată pentru trimestrul 3 în PNRR. Este încă un jalon pe care Ministerul Muncii... Înainte să-mi spuneți, ca să răspundă telespectatorilor, okay, să înțeleagă, poate mulți nu știu despre ce vorbim. Vorbim de o lege făcută în 2016, ce ar fi avut intrarea în vigoare sau aplicabilitatea din 2018. Astăzi suntem în 2022, cât mai e trecut de jumătate, ea nu s-a făcut. Adică întrebarea, până la urmă, poate îngloba și această parte. De ce oare facem legi în țara asta dacă ori nu le aplicăm, ori le aplicăm la Sfântul Așteaptă? Nu zic că nu e bine că trece vineri să dea Dumnezeu să această lege înglobează trei prestații sociale. Vorbim de venitul minim garantat, da? Vorbim de sprijinul, de alocația pentru sprijin pentru familie și vorbim de ajutorul pentru încălzire. Ajutorul pentru încălzire l-am rezolvat anul trecut prin legea 226 din 2021 și am închis problema cu el. Mai avem VMG-ul, venitul minim garantat și sprijinul pentru familie. Aici am venit cu o suplimentare a acestor beneficii, va fi o suplimentare a valorii, dar vor fi și înglobate într-un singur sprijin, venitul minim de incluziune. Ce înseamnă acest lucru? Aici vine cu... De fapt, esența pe care o văd eu aici este următoarea. Lucrăm pe trei linii care să convergă. Odată, ne dorim o combatere a sărăciei. A doua oară ne dorim și vă spun că în lege este trecută obligativitatea celui care vine și solicită înscrierea la venitul minim de incluziune să fie, va fi automat înscris și pentru cei apți de muncă vor fi automați înscriși la căutarea unui loc de muncă. După această înscriere și după obținerea venitului minim de incluziune, ei vor fi
obligați să meargă la agenția de ocupare. În momentul când se prezintă prima dată la agenția de ocupare, practic se pornește procesul prin care persoana este consiliată și este informată și este chiar și recalificată sau calificată, se împornește tot în cel angrenaj pentru a duce către muncă acea persoană. Ulterior, etapa a treia, extrem de importantă și aceasta din punctul meu de vedere, este accesul la educație. Familia care intră este o familie, este o categorie de persoane, sunt persoane vulnerabile. Autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială la nivel de local, vor trebui să lucreze cu familia respectivă și dacă acei copii din familia respectivă au greutăți în a se prezenta la școală, să includă în planul de măsuri și măsuri de încurajare de încurajarea participării la școală sau de descurajarea abandonului școlar. Deci mergem odată pe combaterea sărăciei, orientarea către un loc de muncă și creșterea gradului de educație. Acestea sunt cele trei direcții extrem de importante din punctul meu de vedere în această lege și pentru că am vorbit anterior și de digitalizare și trebuie să facem acest lucru, nu doar că dă bine la public să spunem, vom avea și un sistem informatic unde tot acești oameni bună vor parte fi din, sau dacă acolo. Nu chiar integral, finanțarea pentru ceea ce ați descris dumneavoastră acolo va veni din PNRR, înțeleg, nu? Va veni și din PNRR, va urma ulterior din bugetul național. Important este că am schimbat această filozofie și ne ducem spre ceea ce ne doare foarte mult. Reducerea sărăciei, încurajarea ocupării, orientarea către un loc de muncă și sprijinul copiilor din familiile vulnerabile să aibă acces la educație. Domnule ministru, în ultimele zile s-a creat, hai să spun așa, o controversă pe povestea creșterii salariilor bugetarilor. Adică mai pe românește, societatea privată s-a inflamat un pic. De ce cresc veniturile bugetarilor în vreme ce la privat e valea plângerii, ca să-i spun așa, mai plastic. Cum e povestea asta? Adică se creează iarăși o falie în societate, privatul versus stat. Eu nu sunt de acord cu crearea acestor falii din societate. Am avut timpuri în care, nu, vreau să vă spun că dacă ne aducem aminte, noi am început cu privatul în acest an. Am pus la dispoziția mediului privat acea sumă de 200 de lei. Netaxabilă de către stat, cu care mediul privat își poate majora salariul minim fără să aibă un efort bugetar suplimentar. Acei 200 de lei nu sunt purtători de taxe. Avem și am spus foarte clar și am anunțat public că în septembrie voi convoca Consiliul Național Tripartit, patronate și sindicate, partenerii sociali, cred foarte mult în dialog și mai ales în dialogul social, dar într-un dialog onest, să căutăm o soluție astfel încât de la 1 ianuarie salariul minim să fie iarăși majorat. Și avem o lege, legea 153, care vorbește de acele pătrimi. Trebuie să respectăm și acolo legea. Și repet, nu suntem promotori, cel puțin noi PSD, nu suntem promotorii unei austerități în perioada de criză. Sunt nicio formă. Pe de altă parte, însă nici nu poți băga infuzii majore de capital în sistemul de stat pentru salarii când criza bate la ușă, că toată lumea ne vorbește la nivel mondial că o să vină din rău mai rău. Am văzut recent într-o analiză într-un ziar de specialitate financiară, să spun așa, ca să nu-i dau numele acum, nu știu dacă e corect, o analiză realizată în Germania care ne arată foarte clar și analiștii, economiștii de acolo, nu spunem noi PSD, au arătat foarte clar că în ultimul deceniu politica de politica de majorare a salariului minim nu a adus decât lucruri bune și a adus creștere economică. Este analiza și concluzia economiștilor care au executat această analiză. Domnule ministru, mi-a dat cineva o informație zilele trecute și n-am cum să nu vă întreb și despre ea. Se vorbește, mi-a spus că în ministerul nostru salarii foarte mari. Și că să vă întreb, dacă am ocazia, cam cât câștigă, nu știu, secretarul general sau cei care lucrează, uite, domnișoarele sau doamnele care introduceau acolo pe calculator, eu vă întreb. Aici avem, dar nu, noi suntem transparenți, nu avem, mare aici? Nu suntem în vârful ierarhiei salarizării, suntem chiar un pic sub medie la nivel de Ministerul Muncii, de aia recent vă spun că am și pierdut 4-5 colegi. Dați-mi de la casa. Dați-mi și mie un reper mediu, ceva, nu știu. Suntem undeva la 3500 de lei salariul mediu net.
net. Adică o doamnă de la calculator de acolo introducea cam așa ceva. Și secretarul general, că tot... Secretarul general are plata ca la toate ministerele, nu are un salariu mai mare. Nu mai știu exact, are un coeficient de 7 sau de 8 cu salariu minim, care este blocat, după cum bine știți, la nivel de 2018. Acum un pic de politică pe finalul interviului. Am văzut că pe dumneavoastră în coaliție nu vă contestă colegii ca pe alți miniștri. La PSD am văzut că se contestă la ministrul economiei, din partea liberalilor mai contestă pe unul pe altul. Dumneavoastră ați cam scăpat. Cum ați reușit așa? Vă înțelegeți mai bine ca alții cu liberalii? Vă iubesc partenerii? Crezi că vă faceți treaba și atunci Nu. Eu nu trebuie. Eu consider că nu trebuie să spun eu dacă îmi fac treaba sau nu. Analiza proprie trebuie să mi-o fac, dar nu trebuie să mi-o fac și publică. Și într-un partid, fără să fie o coaliție, avem discuții în contradictoriu și e normal să fie așa și e și constructivă. Timp cât acele discuții... Și așa până la urmă. N-am vrut să spun asta cu căsnicia. Și discuțiile sunt constructive, aceste discuții în contradictoriu, atât timp cât sunt civilizate, din punctul meu de vedere. Au fost și sunt anumite discuții, dar aici liderii coaliției, și mă refer aici la liderul minorităților, liderul UDMR, liderul PNL și liderul PSD, au fost extrem de clar și au spus foarte clar, și Marcin Ciolacu a spus foarte clar că propunerea va veni și prima evaluare o face prim-ministru, că așa este normal. Și domnul prim-ministru l-am auzit ieri spunând că așa cum este normal, deciziile finale se vor lua în coaliție. Domnule ministru, despre pensii, despre salarii am putea vorbi probabil ore întregi, dar din păcate spațiul emisiunii noastre este limitat. Eu vă mulțumesc și pentru că ne-ați găzduit aici în direct la Casa de Pensii și vă mulțumim, vreau să îmi promiteți că vă mai face emisiune atunci când lucrurile necesită dezbateri. O să dau așa din casă dintre noi doi. Vă promit că o să fac, dar nu o să mai fac greșeala să vă mai spun și când, pentru că ați văzut și dumneavoastră că... Da, știu, ne-am chinuit mult până timpul este, făcut această întâlnire, dar am făcut-o, telespectatorii apreciază. Aș fi vrut să mai discutăm probabil câteva aspecte, pentru că Ministerul Muncii nu se ocupă doar de salarizare și de pensii, am atins un pic ocuparea, dar mai avem și... Episodul 2 cu siguranță va veni cu alte cifre noi și de actualitate. Dragii mei, noi luăm o foarte, foarte scurtă pauză de publicitate și revenim, mai avem de dezbătut. Acesta a fost interviul nostru cu Ministrul Muncii, domnul Marius Budăi. Dragii mei, ați văzut, aceasta a fost descinderea noastră la Casa de Pensii. Producătorul meu, Alexandru, m-a tot certat pe parcursul emisiunii că sună prea așa, nu știu, de DNA descindere. Nu, eu am văzut-o ca o descindere. Am mers peste oamenii acolo să vedem și noi ce se ascunde în culisele astea, în tenebrele astea ale recalculării și ale digitalizării acestor dosare care, da, bun, sunt spre 5 milioane, nu sunt multe. Totuși, să bagi într-un sistem informatic 5 milioane de români, ca atunci când dai două clicuri să-ți apară Popescu, Ionescu, Georgescu, nu cred că e o chestiune pe care să n-o poată face cohorte de miniștri care au tot fost pe la muncă și care ne-au tot promis lucrul ăsta. O să facem recalcularea, o să facem digitalizarea. A fost o poveste și de asta s-a și ajuns la mizeria asta, că altfel nu pot să-i spun altfel, ca românii cu aceleași grade de pensie, lucrând în același loc, perioade identice, să aibă pensii atât de diferite. Dar nu se poate lucrul ăsta. E clar că ceva n-a funcționat și de asta digitalizarea asta a fost până acum o poveste, da, o simplă poveste. Înțeleg supărările românilor, mai puneți lângă asta și povestea cu pensiile speciale în care omul ăla nedreptățit că al său coleg de la catedră, de exemplu, om un profesor, da, al său coleg are o pensie mai mare deși au făcut același număr de ani împreună, îl mai vede și pe pensionarul special. Aia nu mai punem că ăla e un alt subiect, o să facem probabil altă emisiune. Vedeți că deocamdată de subiectul ăsta fug politicienii ca necuratul de tămâie, nu vor să vorbească, da? Normal că ești frustrat când vezi lucrurile astea, da? Și te întreb, domnule, eu când o să ajung la nivelul unei pensii decente, așa cum are vecinul? Da, ministrul Budăi, așa cum cu toții ați văzut în materialul nostru, a promis că până la sfârșitul anului, plus minus, i-am dat chiar un termen de grație, zic, domne, hai, dacă nu o fi 31 decembrie, hai să fie 2, 3, 5 februarie. Am mai dat noi 30 de zile.
a promis că o să se facă. Să dea Dumnezeu să se facă, până la urmă e vorba de bani europeni din PNRR, nu o mai facem cu banii noștri. Dar, repet, nu era așa vreo chestiune de asta tenebroasă să decizi acolo, să zici, domne, ne-am prins urechile. Ați văzut, erau niște tineri în putere, știau cu calculatorul, băteau manual acolo dosarele, asta a fost recalcularea. O mizerie însă, zic eu, altă mizerie, eu nu mă feresc de termeni din ăștia grei, este chestiunea asta cu majorarea salariilor bugetarilor. Ați văzut, și de ea am adus în discuție chestiunea asta cu ministru. Da, mi s-a explicat că așa trebuie în criză să nu sufere oamenii. Din păcate, nu o să sufere cei din sistemul de stat. Încă o dată, falia asta se va adânci în societate. Vă spun cu siguranță că asta se va întâmpla. Pentru că e firesc când la stat vezi că se crește, da? Vine un guvern și spune trebuie să dăm oamenilor că vine criza să ne ocupăm de ei. Dar la privat cum e, fraților? Că a venit și pachetul de măsuri fiscale, e jale, criza economică mondială de data asta ne bate și nouă la ușă, o să ne pună la pământ. În zona privată, ce? Acolo au fost măsuri, tot ministrul ne-a spus. Or fi fost, dacă e așa, știți cum e, am mai auzit un premier de data aceasta, dacă vă amintiți, fost premier, care îmi spunea că pică prosperitatea pe noi. De câte ori, după ce l-am auzit, de câte ori treceam pe stradă săptămâni întregi, mă tot uitam sus, așa să nu cumva să ne cadă prosperitatea asta în cap, că ne rănește. Da, sigur, facem și noi haz de necaz. Dragii mei, asta a fost ediția Selectiv din această săptămână. A fost una mai specială, cum v-am promis. Sper că v-a plăcut. Duminica viitoare, aceeași oră 18, vom reveni cu forțe noi. O emisiune cel puțin la fel de interesantă. Până atunci, rămâneți cu colegii noștri la B1 TV. O seară bună, dragii mei!